Fiți pe pace, fiți pe pace. Doamne, cât grea mai e viața asta. E grea. În special când trebuie să te adaptezi, dacă nu ești agil, e un pic cam greuț. Dar continuăm. Continuăm. Videoclipul ăsta are o tentă politico-religioasă. Deși voi nu m-ați crezut pe mine foarte mult. Deci foarte mulți nu m-ați crezut și încă nu mă credeți. Când Naomi vă spune că politica fără religie nu funcționește și nici viceversa. Deci politica și religia, da? Stați-mă un pic că văd că mi se tulbură apele aici cu laptopul ăsta. Deja mi-e peducă și laptopul. Asta e? Da. Trebuie să înțelegeți, dacă doriți, că viața asta e plină de tâlhari. Da? De tâlhari foarte mari și ciudați. Pe care voi nu știu de ce nu-i observați. Și tot eu trebuie să vin să fac videoclipul. Și când le fac, de ce le fac? Pentru că așa vreau să le fac. Voi când mâncați cartofi prăjiți, eu vă întreb de ce mâncați? I don't care. Mâncați până nu mai puteți. Haideți să vedeți ce dedicație am primit pe e-mail. Am primit aici o dedicație. Să o ascultăm împreună și pe urmă continuăm. Da. Ce melodie frumoasă, mă. Ce melodie frumoasă, da, să vă ajute Dumnezeu. Să vă ajute. E vorba despre dânsul, da? Și by the way, deschid o paranteză și vă zic de pe acum, dacă vrei să auziți, dacă nu, treaba voastră. Pe mine nu mă interesează niciun partid, adică din partea mea, știi? Bine, decât să votați cu haur, mai bine cu PNL. Acum nici să nu fim ridicoli. Dar eu n-am nicio legătură cu niciun partid. Nu cumva la sfârșit să spui Naomi, dar tu favorizezi pe ăia sau Naomi, tu le faci reclamă. Nu, 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 nu. Dar asta nu înseamnă că nu comentezi, nu? În special când voi, cei care vă luați de masca mea, de părul meu, de viața mea, deși nici nu mă cunoașteți, dar voi vă luați de viața mea personală. Eu n-am făcut cu nimeni așa ceva, dar în fine. În timp ce voi mă zugrumați pe mine, îi lăsați pe tâlharii ăștia care vă fură vouă banii să vă jăcmănească pe față. Interesantă strategie. Eu am crezut că numai pe la maneliști să fac dedicații. Știți cum fac maneliștii? Să duc și dă-i cu dedicații. Bine că și ăștia de muzică ușoară sau populară fac la fel. Dar am crezut că numai ei. No. Mai nou și pe la Penti. Dacă acum zici, bă, ce așteptări să ai de la PSD? De la USR, Doamne și ferește, că după voi USR-ul e cel mai rău, deși nu e așa, dar mă rog, în fine, lăsăm asta deoparte. Și te gândești, mă, oare care o dau mai spre pocăință vorba? Bine că Haur complotează și ei cu... Complotează și ei cu Penti și cu baptiștii, da? Dar când te uiți mai îndeaproape la dânsul, parcă bate cu mai mulți Penti, nu? Că și el e tot penticostal. Sau greșesc? Nu știu. Haideți să ascultăm dedicația. Dedicația făcută de mai mari creștini penticostali și ei, Alin și Mima Timofte. Bravo! Bravo! Oare cu cât sunteți plătiți? Sau cu ce sunteți plătiți? Cu sacoșă? Cu mici? Cu ce? Că deja nu mai înțeleg nimic. Hai mă, că la hotel că faci reclamă, am înțeles că e cu mâini. Dar pe voi și în politică vă băgați. Nu că n-ați fi deja implicați. Normal că trebuie să fiți implicați, că altfel cine vă favorizează vouă terenuri pentru businessurile voastre murdare, nu? Voi faceți reclamă într-un fel, ăștia când ajung în funcții, pac, semnează la pupitru, ba un teren vi-l dau dincolo, ba autorizație dincolo și uite așa, religia cu politica. De când e lumea și pământul? De eu când spun asta sau când fac mențiuni referitor la subiectul ăsta, mă acuzați pe mine. Nu înțeleg. Haideți să ascultăm o dedicație făcută de Timofte, de cuplu Timofte Pentecostal, pentru sigartă. Și apoi intrăm la analiză. Să vedem cât e de curată dedicația asta. Find the perfect holiday rental for you on booking.com. Choose from hundreds of filters. Construim noi drumuri spre lumea de afară. Sună deșteptătorul, este un nou început în bistrița lăsă.
Stați-mă un pic că am și făcut hernie la umăr. Vai, că am făcut hernie la umăr cum a ținut telefonul. Mie cine îmi plăcea, știi, că fac hernie și vă țin așa? Și îmi vine să râd. Îmi vine să râd, mame bun, că voi zici că sunteți orbi. Știți ce zic? Doamne și ferește. Mă aduc aminte. Sper să nu-mi uit așa că îți vreo două, trei idei pe care vreau să le discut, că n-am cum ar cumva, da? Adică pentru ce fac video ăsta dacă nu. Mi-aduc aminte că cam în urmă cu un an de zile aproximativ am vorbit cu un prieten de-a meu, că noi așa ne identificăm ca fiind prieteni. Nu o să-i dau numele, dar poate dacă mă ascultă video ăsta sigur știe că e vorba despre el, că doar eu nu mint ce vă spun acum. Și l-am întrebat, zic, mă, dar cum de-ai venit să lucri în Irlanda? Că, nu, studii superioare ai, în România lucrai în domeniul politicii, chiar și pot să spun că și în partidul ăsta PNL, da? Păi cum de ai lăsat tu jobul din România și ai venit în Irlanda? Și apoi am vorbit noi un alta și printre care mai făcut o mențiune, care mi-a rămas în cap. O zis, sora mea, în politică, ca să reziști și ca să lucrezi, trebuie să faci învârtel, să te murdărești pe mâini. Știi? Și eu nu vreau să fac asta. Și așa că am decis să vin să lucru în Irlanda câțiva ani și pe urmă văd eu ce fac. Dacă mă restabilesc în România sau bla bla bla. Și interesant că am mutat prietenul meu. Oricum, dacă mă auzi prietene, te aștept să vii la un podcast. Să-l facem live. Ca să te vadă, Doamne, dacă vrei, dacă nu, treaba ta. Eu nu... Știi, dar mă duc aminte numai ce ai zis tu. Și amu, s-o dus în holiday. Că te părăsc. Te părăsc. Că știu că nu te superi. Că asta e. Și s-o dus în România. Ca să încurajeze oamenii să îl voteze în continuare pe primarul din orașul respectiv. Asta nu ar fi o problemă, chiar nu e o problemă. Așa. Și pe lângă aspectul ăsta au menționat faptul că localnici și așa mai departe să-l voteze și pe Robert Sigartău, da? Că candidează la președinția Consiliului, nu știu ce, acolo în Bistrițeană sau în fine. Și mă gândesc, știi, cum a putut el să promoveze un asemenea video și-o spus că cu mâini curate, tot așa cam cum o cânta și ăștia, știi? Să votăm cu mâini curate. Să-l votăm pe Robert Sigartău. Hai dați să vedem dacă e chiar așa. Hai dați să vedem, știți? Bine, acum eu ce vreau să vă spun? Vă explic vouă așa zișilor creștini. De asta fac video ăsta, că pentru oamenii care au alte păreri, alte idei, pentru ei ce s-am dispus? Votați rău cel mai mic, vorba bine, știți? Dar pentru voi cei religioși, care mă faceți pe mine în toate felurile, nu uitați ce scrie în cultul creștin penticostal. Voi normal nici n-ați avea voie să vă implicați. Pentru ce să mergeți să votați? Bine, eu mă refer ca să iasă interdicțiile cultului, nu că eu vă interzic. Din partea mea, cumpărați-vă broaște și stați cu ele în casă. Vă citesc un articol și o secțiune. Adică un articol dintr-o secțiune din statutul de organizație și funcționare a cultului creștin penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Mai exact, ne ducem la secțiunea a patra, da? Reguli scrise de cultul penticostal. Adică de ce vorbesc de cultul penticostal? Pentru că Robert Sigartău e penticostal, nu el merge la nu știu ce băsearică din Bistrița, penticostală, nu el e penticostal, nu familia lui penticostală, nu ei au afaceri și business-uri, nu? Nu, ba da. Păi și dacă te votăm mâini curate, am înțeles că ăștia astăzi îs tâlhari. Că îs. Dar hai să vedem dacă și un Sigartău e tâlhar sau nu. Da? Mă cam bruiază lumea pe aici, știți ce zic? Că nu-s la pupitru meu. Vedeți că nu-s la pupitru meu, da?
În fine, v-am spus, trebuie să ne adaptăm și să fim agili în viața asta, că altfel nu se poate. Citim așa, din secțiunea 4, articolul 31, 32 și o mică parte din articolul 33. Începem. Potrivit principiului Noului Testament, cu privire la preoția tuturor credincioșilor, fiecare credincios este chemat să slujească în biserică, potrivit darului în credința lui de Dumnezeu și recunoscut de biserică. E foarte interesant că degeaba ai dat darul de Dumnezeu dacă nu e recunoscut de biserică. E interesant și aici. Ne mutăm la articolul 32. Biserica Pentecostală recunoaște slujbele spirituale din biserică, potrivit epistolei către Efeseni 4:11-13, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, precum și potrivit epistolei 1 Timotei 3:1-13, prezbiteri și diaconi. Mai citesc încă un alineat din articolul 33. Credincioșii care dovedesc maturitate spirituală și calități de slujire menite să contribuie la desăvârșirea spirituală a celorlalți membri ai bisericii pot sluji ca. Și sunt mai multe variante pe care le-am citit, eu o să mă limitez doar la pastori. Și pastorii sunt slujitori ordinați care răspund de toate problemele spirituale și administrative ale bisericii și oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordinatori, păstori asistenți, păstori de sector sau păstori coordinatori de zone sau președinți de cult pentecostal cu minelul Filip. Pe lângă toate astea, voi sunteți slujitori, da? Voi pentecostale. Păi și auziți cum sunteți acționați în cazul în care sunteți implicați în politică. Dacă tu mergi și votezi, păi n-ai voie să fii implicat, nu? Că așa vă zic ei, nu că vă zic eu. Din partea mea v-am spus, stați în casă cu șerp, că nu mă interesează. Ne ducem un pic mai jos la articolul 37, alineatul 5. Slujitorii ordinați, sau slujitorii, voi cum sunteți voi slujitori, cântați, prorociți, da? Fiecare cu darul care-i dat, nu pot fi angajați politic. O asemenea angajare atrage după sine incompatibilitatea cu slujba spirituală. Deci cultul creștin pentecostal declară că dacă tu ești implicat în politică, ești incompatibil cu relația ta cu Dumnezeu. Da? Cu slujba spirituală. Totuși, voi mă criticați pe mine că mi-e păr într-o parte, că mi l-am tuns cu coasa, că bacă nu știu ce, bacă nu știu cum, în timp ce voi votați oameni care mint, parșâvi, escroci, nesâmțâți și lista continuă. Da? Lipsăște integritatea cu desăvârșire și o să vă demonstrez. O să vă demonstrez cum idolii voștri, auzi mă, că eu am făcut și melodie. Eu am făcut dedicație. Votăm în curate și cu inimă. Ce? Stați să vedem dacă e așa. În primul rând, voi. Nu știu cum din nu sunteți sancționați cultul pentecostal și aici mă refer la Timofte, da? La cupul care a compus dedicația asta manelistă. Și pe urmă mă gândesc că oare de ce nu sunteți sancționați, știi? Adică alți membri din cultul pentecostal îți excluși din cult, îți dați afară din biserica construită de ei și mă refer la biserica din lungă și pe stâncă și tot timpul când o să am ocazia să menționez despre asta și relevant menționez, adică mă, unii oameni își construiesc biserica cu banii lor, cu truda lor, cu munca lor, îți dați afară, scoși afară din biserică de memarele tâlhar, Neluțu Filip, de președintele, deci de actualul președinte al cultului creștin pentecostal. El face reguli, el și n-ar trebui, dar totuși face, da? Dă oameni afară din biserică, îi exclude din cult, fără niciun motiv bine întemeiat, și știu ce vorbesc, da? Dar voi ăștia care faceți activități contra regulilor scrise de cultul pentecostal, sunteți ok. Interesant cum se îmblă cu favoritisme și pe la voi. Nu că n-am fi știut, numai că sunt unele lucruri care trebuie date pe față și chiar pe față, numai că voi nu vreți să le vedeți. Dar normal că cum să vă sancționeze pe voi? Și acum mă refer la Timofte. Cum să vă sancționeze cultul pentecostal? În alte cuvinte, președintele cultului, Nelu Filip, când de fapt el îmblă cu sigartău. Deci. Și astea, contrar regulilor scrise de cultul pentecostal. Voi vă dați seama, adică eu impun și scriu niște reguli. Sau ajung într-o funcție a unui institut unde există niște reguli și o conduită, dar eu am permis să o încalc, că eu sunt Nelu Filip, eu sunt președinte. Cucubau, pe cine avem aici? Uitați-l pe sigartău. Uitați aici, pe sigartău. Și uitați-l acolo, pe mister. Îl vedeți? Dar ce frumos uite la el. Și ce scrie aici? Stați că am uitat. În secțiunea 4, articolul 37, alineatul 5, slujitorii ordinați, adică el e slujitor ordinat, da? Pe lângă că e pastor la biserică în România,
la o biserică de acolo din zona lui, mai e și președintele cultului creștin penticostal din România. Și totuși, ci că slujitorii ordinați nu pot fi angajați politic. O asemenea angajare atrage după sine incompatibilitatea cu slujba spirituală. Păi și tu de ce mai ești președintele cultului? V-am spus eu și cu riscul să mă repet, I don't care. Regulile sunt făcute numai pentru enorea și ăia mai defavorizați. Că ăștia care au pile și pentru capii ăștia tâlhari, e ok. Deci nu putem să fim angajați politic dacă facem parte din cultul penticostal și totuși, dita mai leu, stă aici la masă cu ăsta. Cu mai marele politician din partidul PNL. Voi puteți să înțelegeți odată că religia asta merge în mână-mână cu politică și că Biblia e contrafăcută? Eu cred că toată Biblia asta, cred că lăsată de Dumnezeu, a fost numai o pagină. Vorba vine, știi? Metaforii vorbind. Să-ți iubești aproape ca pe tine însuși și să faci ce bine. Atât. Și dacă tu faci astea, păi n-ai cum. Nu-ți mai trebuie atâtea reguli. Dar nu restul, sunt lucruri contrafăcute, dezinformații, nu informații, contrafăcute, ca viața voastră să fie contrafăcută și manipulată. Și voi sunteți niște indoctrinați. Lăsați că fac ei ce vor, în timp ce voi vă trageți pe coate și genunchi. Uitați-vă aici. Și nu numai pe el. Uitați-vă aici. Și vorbim de poză din mai, din 2024. Uitați-l din nou pe sigartău. Da? Ca să vedeți. Și uitați aici. Șolobanii din lui Alexandra Micuța. Uitați aici. Uitați-vă pe președintele cultului penticostal. Dar ei n-au voie să fie implicați politic. Dar ei îs. Știți? Adică ei tot împreună îmblă. Păi normal că îmblă împreună. Normal că de-aia fac ei ce vor. Știți numai ce-i trist? Că atunci când un enoreaș e dat afară din cultul penticostal, e exclus. Și dacă se mai întâmpină probleme cu biserică și așa mai departe, cu locarul ridicate și să ajunge la instanță, interesant cum instanța se retrage că nu poate să rezolve, că nu se bagă în cazuri de genul. Că biserica nu poate să dea dare de seamă la stat în unele circunstanțe, pentru că, știi, dar interesant că poți să facă reguli, dar să dai dare de seamă nu se mai poate. Să fie trași la răspundire. E foarte interesant. E foarte interesant. Normal că voi nu puteți să fiți sancționați. Cum să fiți sancționați? Conform regulamentului penticostal, cultului penticostal, când tocmai liderul vostru, uitați-l aici, cu sigartă, da? Haideți să vedem ce a declarat în urmă cu ceva timp sigartău și apoi trecem un pic să analizăm niște foi, da? Că nu se poate altfel. Hai să vedem, sigartău, cât ești tu de pente, cât ești tu de feștit. Voi cu paștile vostru, voi, Hristos a înviat, tu te mă, nici nu ar mai trebui să ziceți Hristos a înviat, că voi sunteți prea vopsăți. Lăsați-mă pe mine cu Hristos a înviat. Voi sunteți cior vopsâte tătă ziua. Hristos a înviat. Lăsați. Ascultați aici ce material. Încă și 54.000 de vizualizări. Și când vezi câtă influență, rămâi, nu știu. În fine, hai să-l ascultați pe el. Și pe urmă analizăm niște documente, da? Stați că n-am terminat. Lumea nu uită de abuzurile, da, pe care le-ați făcut. Diaspora nu o să uite. PSD a votat împotriva majorării alocațiilor copiilor. PSD-ul când vine la guvernare îngrașă sistemul public. Pentru clientela PSD-istă aveți bani. Pentru amante, nepotism, distruge țara. Nu amesteți niciodată dreapta cu stânga. Aceste două partide nu sunt compatibile la nivel doctrinar. Ne-am spus încă din opoziție că aceste suprataxări nu aduc nimic bun pentru români. Partidul Social Democrat tot timpul a venit cu majorări de taxe, de impozite și au încercat să ia de la cei care muncesc și să dea la cei care nu muncesc. Prin această măsură de limitare a plafonului la cash, domnul Ciolacu atacă direct proprietatea românilor. Favorizează băncile, favorizează marile lanțuri de supermarketuri și lovește direct în micul antreprenor. A spus că e o greșeală, de asta și votat împotriva sumării. Eu am votat împotriva mărilor de taxe, tocmai pentru că am știut cine e PSD-ul. Fără compromis? Stați că n-am terminat! Lumea nu uită! Ha? Fără compromis? Am crezut că numai la bagabontul de Loluș mai văd așa ceva. Numai el își pune fără compromis. Numai el ajunge în rai. Numai el. Restul-ți răstigniți pe asfalt, în cuie, pripone. Menționez din nou. N-am nicio legătură nici cu PSD, nici cu PNL, nici nu mă interesează. Dar, sigartăule, e o diferență de 2 ani între noi doi. Da? Tu ești născut în 89, dacă nu greșesc din CV-ul tău, care e public, poate fi accesat public.
în care sunt foarte multe nereguli trecute și îl examinează baba Naomi acum. Așa. Dar chiar dacă între noi doi e diferența de 2 ani, eu totuși încerc și mă lupt să am o viață integră. Și ține cont că eu nu mă declar creștină, cum vă declarați voi. Eu mă declar o persoană liberă și etică, that's it. Acum, tu ce ai făcut în shortul ăsta? Ai vrut să scoți în evidență toate, în mare parte, unele nereguli care se întâmplă în partidul PSD. Și nu te contrazic, că-s bagabonți și ea de încolo. Bun, îți bagabonți, asta e. Doare tu cum ești? Deci, tu ai acuzat PSD-ul că aici e penibilitatea. Știi, pe mine nu mă deranjează când cineva greșește gramatical. Bine, dacă nu mă corectează pe mine și vorbea și mai rău decât mine. Să ne înțelegem că există o limită, dar pentru mine ce contează la o persoană e integritatea lui. Poți să fii cel mai analfa dacă ești, dar dacă ești integru, ești perfect pentru mine. But, tu nu ești un om integru. Nu. Nu ești, sigartăule. Areți cu degetul spre PSD. Că pentru amantea o bani, i-ai acuzat de nepotism? Tocmai tu. Măi, sigartăule, tocmai tu. Interesant că prietenul meu te place. Chelțare cu politica, economie, vai de mine, sociu. No problem. Mie nu-mi trebuie diplome și nu știu ce ca să pot să analizez un pic neclaritățile tale. Și integritatea ta pe care de fapt nu o ai, duci lipsă de ea. Deci tu ai vrut să acuzi PSD-ul în shortul ăsta de lipsă de integritate și credibilitate profesională, limbi și lista continuă, când tu, la rândul tău, duci lipsă de ea. Stau și mă întreb dacă e adevărat ce am citit. Știi că mai și citesc din când în când, nu ești singurul care citești, știi? Și auzi ce am citit. Despre Robert Sighartău. Pe Robert Sighartău îl vedeți tot timpul în poze pe lângă Orban și pe la Antena 3. La 23 de ani intră în PNL. La 27 de ani este deja deputat. Spune cu un tupeu demn de o speranță PNL că vine dintr-o familie modestă. Tu vii dintr-o familie modestă? Eu vin. Coincidența face, dacă pot să spun coincidența, că îs născut în județul Bistrița Năsăud, într-un șanț din Chiuza m-am născut. Deci știu șanțurile pe acolo. Din câte știu, tu nu ai venit dintr-o familie modestă, eu am venit. Nu că dintr-o familie modestă, dintr-o familie dezastr. Păi hai să continuăm să citezi despre tine, să vedem dacă e adevărat. Știi că și despre mine să zic multe, dar nu prea există dovezi în privința acuzaților aduse. Pe când la tine există, știi? Și interesant că oamenii nu le văd. Nu le văd și dacă le văd, nu le identifică. Așa ceva mai rar. Să continuăm. Spune cu un tupeu demn de o speranță PNL că vine dintr-o familie modestă. Familia lui însă este una dintre cele mai bogate și influente familii din Bistrița, adică tu nu te-ai născut într-un șanț ca mine. CV-ul tău, adică tău, sigartăule, arată senzațional. Asta la prima vedere și pentru necunoscători. Nu și pentru o babă din Naomi. Asta am pus-o de la mine. Asta dacă nu te uiți și la declarația de avere, din care îți dai seama că omul este doar un alt gargaragiu cu un apetit incredibil pentru putere. Asta am observat și. În timp ce este student la 20 de ani, ascultați aici, în timp ce este student la 20 de ani, devine și dita mai directorul full-time. Este o rețetă tipică speranților PSD-iste sau peneliste de a mima profesionalismul. CV-ul menționează Toyota, adică că a lucrat la o firmă de la Toyota, companie, de altfel o golănie care transformă un deja obișnuit nepotism în ceva serios. Adică, tu ai acuzat partidul PSD de nepotism când tu de fapt ai fost favorizat de cine? Și ajutat de cine? Și promovat de cine? Nu de familia ta? Toate firmele pentru care a lucrat sunt ale familiei. Și tu ai tupeu să acuzi PSD de nepotism? Păi nu-ți rușine. Și ci că fără compromis la sfârșit. Bă, deci tu n-ai rușine deloc. Așa? Are un discurs manipulativ și exersat, logic, nu ca mine, mai o bâlbeală mea una alta, că tu trebuie să dai bine, eu pot să zic ce greșel vreau, că doar mă trag din sămânța lui Moise, nu? Și Moise, dacă a fost bâlbuit, îmi permit orice, tu ești din ăsta, așa, mai faraon, nu ai cum să-ți permiți greșel. Deci le faci, în fine, dar nu întotdeauna capabil să ascundă golurile enorme.
promovează agresiv o agendă religioasă neoprotestantă, adică penticostală, și interesele propriei familii. Da, acum rămâne de văzut dacă astea au fost numai niște zvonuri sau chiar sunt adevărate acuzațiile, că sunt niște acuzații așa mai indirecte, da? Și așa, după cum bine știți, stimați telespectatori, dragii mei, doamnelor și domnilor, sau iubiții mei, CV-urile deputaților trebuie să le găsim în mediul online, în mediul virtual. Și eu am căutat CV-ul mai marelui faraon, mai marele creștin, care îi învinovățește pe toți, dar el e perfectul, Robert Sigarda. Și am găsit CV-ul lui. E foarte interesant CV-ul lui. Deci omul ăsta, nu știu, am mai văzut, eu când citesc în Vechiul Testament, câteodată am impresia că mă uit la niște filme din alea cu science fiction, știi? Adică mă gândesc, bă, cum a putut ăla să facă așa? Sau de unde a avut puterea aia? Sau știți? Adică e vorba de niște chestii foarte supranaturale, cel puțin în Vechiul Testament, da? Numai că Sigartău, cred că a mai scris el încă un testament. Și stați să-mi fac freza, că deja cum îmi stă părul așa mă apucă căldurile, că trebuie să vorbim aici mai serios. Nu că ce am vorbit până acum nu a fost serios, da? No, bun, acum uitați-vă la freza mea, că baticunul am, stați să-mi fac perciuni, așa. Să-mi răcoresc un pic ăsta, da? Fruntea. Și haideți să vedem CV-ul unui deputat și unui om politic penti, foarte influent și pe care voi îl votați și la care faceți manele, îi compuneți manele, că votăm cu mâini curate și cu inimi nu știu cum. Bun. Asta e o pagină. Da? Normal erau trei pagini, a treia pagină nu mai a avut relevanță să o printez. Asta arată prima dată. Vedeți că e CV-ul lui, îl găsiți pe Google. O să-l pun și la referință ca să-l vedeți, da? Vedeți? No. Hai să stăm de vorbă, coleg. Ți-am zis, cu 2 ani mai mare decât mine. 89, eu 91, bine ai venit în elita mea. Așa. Vezi că prietenul meu te promovează, vai de mine, numai câte reclamă îți face. Eu însă nu. Nu așa. Haideți să fim un pic atenți la niște detalii, oameni buni, da? În primul rând, începem cu o chestie mai ușoară de analizat. În CV-ul tău, pe care ți l-ai făcut, ai trecut așa. Deci asta e foarte important. Uitați-vă aici, oameni buni, da? Eu acum vorbesc cu el, dar uitați-vă și voi. Spune-mi și mie, Robert, mamă, cum se poate la limbi străine, tu ți-a trecut că vorbești și limba engleză, da? Limba engleză. La înțelegere, capitolul citire, ai trecut că ești competent de B2, adică binișor. La fel și la vorbire și la scriere. Însă la ascultare ai trecut C1, adică mai slăbuț. Da? Eu stau și mă întreb. Că asta e doar o mică minciună, știi? Doar o mică minciună. Pe urmă ne adâncim și o să vedem cât de... Ești un fel de bagabun și tu, știi ce zic? Asta e, eu nu știu cum să spun acum, că asta e viața. Dacă capacitatea ta de înțelegere a unei persoane îi de atât, da? Cum poți tu să vorbești, să-i vorbești înapoi, mai, într-un mod mai eficient? Adică dacă tu nu ești capabil să înțelegi, știi, unele, adică o conversație, că aici e vorba de înțelegere, la ascultare, da? Că tocmai tu ați uitat acolo, da? Uite-te aici. Ascultare, da? Da? Deci dacă ți-e greu să asculți pe cineva în limba engleză, să mă ierte Sfânta Paraschevă, dar cum poți să comunici verbal, adică cum poți să comunici dacă ascultarea ta e de C1? Înțelegem pe ce încerc să spun. Adică eu vreau să le arăt oamenilor că tu și în cel mai mic detaliu trecut pe CV ai mințit. Ai mințit, da? Poate pentru unii dintre voi n-are importanță lucrul ăsta. Pentru mine are, că de acolo au început toate semnele de întrebare. Dar acum haideți să vedeți o chestie foarte, foarte interesantă. Omul ăsta zici că e Zorro lui Moise. Că altfel nu-mi explic. Nu-mi explic de unde atâta performanță. Oricum, asta e o performanță inventată. Nici de cum practicată de tine, Sigartăule. Nici de cum. Uitați-vă, vă rog frumos, un pic
Dar numai unde vă spun eu, că altfel nu vă puteți concentra. Vă rog eu frumos. Puneți tot pe cadru și uitați-vă la educație și formare. Uitați-vă aici, da? Din 2008 până în 2011, și că ar fi făcut facultatea, el e licențiat în economie, da? Și facultatea a fost făcută la Babeș-Bolyai, în Cluj-Napoca. În Cluj-Napoca, ascultați un pic. La Facultatea de Studii Europene, Managementul Instituțiilor Europene. Bun. No, haideți să analizăm un pic acum un CV a unui creștin deputat, mai marele politician, care minte de la bun început. Adică CV-ul ăsta e public. Timofte, cuplul Timofte, a avut toată ziua la dispoziție, toată viața la dispoziție, să-l acceseze. Mă, vrem să scriem o melodie. Vrem să promovăm. Vrem să ajutăm ca să fie ales. Bun. Hai să căutăm CV-ul. Măcar atâta putem să facem. Să-l analizăm, să vedem. Totul în regulă, măcar pe foi. Măcar pe foi, știi? Nu cred că a făcut lucrul ăsta. Și dacă l-a făcut și o conștientizat ce vă arăt aici, înseamnă că șezi niște nesâmțăți. Dacă n-o făcut, să le fie rușine că faci reclamă la ceva pe care tu nici măcar nu-l analizezi. Măcar așa de bunul sunt, știți? Minimum ăla de investigații să-l faci. Minimum. Nu-ți cer nimeni să fii poliție. Nu, acum haideți să vedeți fantezie. Ci că alegeți-l pe Robert Sigartău, că el acuză PSD-ul, dar ați văzut acolo cu tonalitatea pe care o a avut-o. Comportamentul verbal și non-verbal pe care l-a adoptat acolo, în Parlament, da? L-ați văzut. Acuză PSD-știi de taxă, acuză nepotiști, acuză PSD-ul de nepotism, acuză PSD-ul că scoamante, acuză PSD-ul că iau banii de la cei ce lucrează și dau la cei ce nu lucrează, dar eu mă întreb, tu cum ai lucrat, ce ai făcut, ce învârtie, știi ce zic? Așa că, hai ta să vedem dacă e adevărat ceea ce tu vorbești acolo. Mă mir cum dinuță rușine s-a acus pe stânga că face una când tu cu dreapta ai făcut exact the same thing, poate și mai rău. Noi acum rămâne să demonstrăm ceea ce vorbesc aici, da? Adică rămâne să demonstrez eu. Reluăm. Ne uităm la data de la educație și formare. Din 2008 până în 2011 era full time. Eu din câte știu, da? Ca să fii licențiat în economie și din 2008 până în 2011 să faci facultate, te duci full time. Da? Adică de luni până vineri cel puțin, ești la facultate în Cluj. Cine din România, din zonele respective, își dă seama care e distanța dintre Cluj-Napoca și Bistrița Năsăud. Dacă nu știți, puneți pe Google Map și vedeți cât face din Cluj-Napoca până în Bistrița și viceversa. De ce astea dau o județe, vă zic acum. Pentru că, vă rog eu frumos să nu uitați, treceți-vă pe o foaie. Educația lui de studii superioare a avut loc în perioada 2008-2011. Și acum fiți atenți. Din 2008 până în 2009, deci în timp ce el era student, ascultați-vă frumos, în timp ce el era student full-time la Facultatea Babeș-Bolyai din Cluj, el lucra, bănuiesc că tot full-time, în Bistrița Năsăud, adică în Bistrița, ca și service advisor. Oare nu trebuie să fii la muncă când lucrezi? Adică cum poți să acuzi PSD-ul că ia bani de la cei care lucrează și de la cei care nu lucrează, când și tu crezi că ai fost susținut în niște modalități și metode ilegale? Sau, nu știu tu, ce doamne artă măschiuri ai avut? Aveai ceva pauză la facultatea din Cluj-Napoca și apăsai pe schiu și erai direct teleportat la automobil service în Bistrița, strada Calea Moldovei, numărul 22, și lucrai ca și service advisor? Cum se poate ca un student care studiază full-time în Cluj-Napoca, e o distanță de aproximativ 2 ore, cred că, bine, acum dacă mergi neregulamentar și așa, într-o oră ești ajuns, dar totuși e o oră, mă, să te duci. Cum poți să fii student full-time în Cluj-Napoca și în același timp să fii full-time angajat la o companie care e la 2 ore distanță sau o oră jumătate? Cum se poate una ca asta? Și stai să vezi că de acum a talent pe tine. De acum. Deci din 2008 până în 2009 ai lucrat ca service advisor la o companie asta de mașinuță. Ne uităm aici.
ca să dovedim, da, astea sunt informații de pe CV-ul tău. Și pe urmă, tot în timp ce erai la facultate, în Cluj-Napoca, după ce ai lucrat un an de zile ca și service advisor, ce ai zis? Wow! Am fost promovat. Deci, după abia un an de zile, ai fost promovat de la poziția de service advisor, adică de la un consultant, direct la executive manager. Ce promovare rapidă! Cine te-a catapultat acolo? Mama cu tata? Oare aici nu-i vorba de nepotism? La cine ai fost tu angajat, păpușă mică? Uitați-vă aici, oameni buni, din 2009 până în 2010, deci după un an, după ce lucra service advisor, a fost promovat la altă companie, tot cu relații, ca și executive manager. După un an de zile. După un an de zile. Și toate astea în timp ce era la facultate în Cluj. El a lucrat full-time la Bistrița, voi vedeți că s-a trasă din Bistrița, oameni buni, adică ce vorbim aici, da? Mai mult decât atât, ca să-l vedeți pe mai mare de robot, tot în timp ce era la facultate, el tot era la Cluj, nu știu cum să face, că din 2010 până în 2016, adică încă 2 ani în timpul facultății, dintr-o dată, la business-ul de Mondial Motors, tot cu mașinuță, dealerii de mașinuță de Toyota, tot din Bistrița, a fost angajat pe poziția de general manager. Adică sus în ierarhie, da? Pe o poziție senior, da? Asta în timp ce el era la facultate în Cluj. Nu vrei să ne explici un pic, Robert? Te rog eu frumos. Uite, eu nu înțeleg. Știi, și eu am fost la facultate. N-are rost să zic la facultăți. Mă limitez să zic facultate, că e ok. Și eu am fost și am avut de călătorit. Și am avut de măzbătut. Dar nu știu cum să-ți spun. Pentru mine școala a fost școală, munca a fost muncă. Înțelegi ce spun? Înțelegi? Dar eu nu pot să-mi dau seama ce skills de robocop ai avut tu în timpul facultății, care se presupune că a fost la Cluj-Napoca, tu ai lucrat așa. Și astea-s numai joburi de oameni de rând, vorba vine că pe urmă intrăm la alte detalii. Ai lucrat ca și service advisor, ai lucrat ca și executive manager și ai lucrat ca și general manager. Astea toate în timp ce tu erai la facultate. Cum s-a putut naca asta? E foarte clar de observat că noi ăștia, oamenii de rând fără pile, n-am fi avut șansele astea. N-am fi dispus de privilegiile astea. De care tu ai dispus, poziția aia, pe urmă, aia, ai tot avansat. Și nu numai că ai avut joburile astea în timpul facultății, care e la Cluj, ai mai avut și următoarele funcții. Deci eu așa ceva ne-am mai văzut. Deci ai lucrat, repet, ca service advisor, executive manager, general manager și după aia ce ai zis? În timp ce aveai și joburile astea, să înțelegeți un pic, oameni buni, da? Deci el s-a dus la facultate din 2008 până în 2011 și el și lucra full-time. Nu știu cum a făcut, habar n-am. Dar pe urmă să vă mai gândiți la o chestie. În timp ce lucra în pozițiile în care eu le-am menționat, da, pe pozițiile pe care le-am menționat, mai lucra și ca, ascultați, ce că multifuncțional ăsta, cred că e mesia. În 2012, da? Deci eu nu-mi explic cum omul ăsta a putut să fie și general manager la Mondial Motors Bistrița, la Toyota dealer. Cum a putut să fie și general manager? Pentru că tu când ești general manager, ai niște responsabilități foarte mari. De exemplu, hai să citim niște responsabilități. Activități principale și responsabilități. Stabilirea obiectivelor generale de dezvoltare ale firmei. Aprobarea bugetului și rectificările acestuia, identificarea oportunităților de business, reprezentarea firmei în relațiile protocolare cu furnizorii, clienți și alte organizații, asigurarea rețelei de relații necesare dezvoltării activității firmei, organizarea și susținerea ședințelor, îmbunătățirea eficienței organizației prin optimizarea organizării acesteia,
urmărirea conformității cu principiile contabile și dispozițiile juridice. Când ai avut tu timp să le faci pe toate astea, voi ați auzit câte responsabilități implica funcția de general manager la garajul ăla de motors de Toyota dealers din Bistrița? Voi ați înțeles că acolo e vorba despre niște responsabilități? Și totuși, în timp ce era general manager la garajul lui mama și lui tata, el mai lucră și ca, citesc acum, în 2012, membru al Partidului Democrat Liberal. După aia s-a mai făcut din 2012 până în 2016 consilier județean Bistrița-Năsăud. După aia, în 2013-2017, perioada aia, vicepreședinte al Departamentului Economic și Mediului de Afaceri din cadrul Biroului Permanent Național al Tineretului Național Liberal. Și din 2015-2016, copreședinte al TNL Bistrița-Năsăud. Stați să-mi fac un pic de vânt. Uitați-vă aici, ca să ziceți că vă... Ăsta e CV-ul lui? Nu eu l-am scris. Nu eu l-am scris, uitați. Voi vedeți, oameni buni, câte joburi să suprapun. Pă voi vă gândiți că odată tu ce faci parte din politică, din partid, tu trebuie să te duci la ședință, că atât cu ședință, cu minciuni, cu alea. Păi dacă tu ai atâtea responsabilități ca și general manager la o firmă de automobile și v-am citit responsabilitățile pe care le-au avut, da? Mă scuzați. Cum se poate ca în același timp să se suprapună atâtea alte funcții de membru al partidului PDL, de copreședinte al TNL Bistrița-Năsăud, de consilier județean Bistrița-Năsăud și vicepreședinte al Departamentului Economic, bla, bla, bla. Unde că să mai punem că în 2016-2017 președinte al PNL Bistrița? Dar numai că eu am vrut să menționez despre perioada când el a fost general manager. Ce vreau să scot în evidență e faptul că se suprapun foarte multe date, se suprapun foarte multe funcții. În alte cuvinte, el, ca o singură persoană, o singură entitate, nu avea cum să funcționeze în modul ăsta. Dar n-ai cum. Dacă ești un om integru, etic și moral, nu, dar nu-ți permite. În primul rând, dacă ești om, n-ai cum. Știi că nu ai 100 de vieți. Deci, ție-ți lipsește integritatea. E foarte clar faptul că e vorba de nepotism la tine, de favoruri făcute. Foarte multe favoruri din partea familiei și tu declar că vii într-o familie modestă, care aveți numai pile și pile și relații. Nu pot să-mi dau seama cum să ajungi până într-acolo să se compună o melodie, să suni bine manelele. Și nici măcar, măi, dar cum se poate una ca asta? Cât de rușinos, Timofte, cât de rușinos. CV-ul acestui Robert, idolul vostru penticostal, normal că trebuie să aveți și voi pe cineva, nu? Cu odată ce ai pile în parlament, în guvern, normal că dispui de posibilități și de privilegii, nu? Că voi vă privilegiați unul pe celălalt. Voi, creștinii din biserică, manipulați pe cei de la biserică, pe noreași, să voteze pe cutare, pe cutare, bine că decât să votați cu ori mai bine cu penele asta tătă ziua, în fine, iar cei din guvern și din politică vă favorizează pe voi în alte modalități. Vă semnează contracte, vă eliberează aia, vă scutezi de taxele alea, vă oferă nu știu ce joburi. Știți? Voi vă spălați. Știți? Pilat e mai sfânt decât voi, adică e sfânt pe lângă voi. Și când îi mai auzi pe oameni cum vorbesc de Iuda, că Iuda l-a trădat pe Iisus, pă voi ce faceți? Voi ce faceți? Eu aici pun la îndoială integritatea omului. Robert, unde e integritatea ta? Măi, omule bun, ajută-mă și pe mine să înțeleg, ok, eu am înțeles că-s plecată de foarte, foarte mulți ani din România. Am înțeles. Dar nici în halul ăsta încât să nu pot să-mi dau seama că tu, în timp ce
Adică în perioada 2008-2011, în timp ce trebuia să fii la facultate în Cluj, da, unde tu ai spus că ai fost, tu lucrai în Bistrița. Vezi că eu știu Bistrița și știu Clujul, mă refer cât de cât, da? Ți-am spus, în Bistrița, Năsăul și eu, acolo m-am născut într-un șanț în Chiuza aia. Cum se poate ca tu, student full-time, să lucri full-time ca și service advisor, pe urmă ca și executive manager și pe urmă general manager? Și unde să mai punem că în timp ce lucrai ca și general manager, tu aveai dita mai funcțiile de consilier, de copreședinte, de membru al partidului, de vicepreședinte, cum se poate să fie atâta de wow? Că e supraomenesc, e supranatural ce vedem noi aici. Cum se poate ca CV-ul ăsta să existe în mediul online? Cum se poate ca CV-ul ăsta să existe pe platformă publică, oameni buni, pe goagă? Cum se poate, Robert, ca tu să spui și poza cu tine? Și cum se poate, când observăm atâtea neclarități, cum se poate ca tu, și mai tristă-i, că nu ești singur? Că dacă ai fi singurul, dar sunt foarte mulți ca și tine. Înțelegi, Robert? Eu nu vreau să spun că tu ești singurul vinovat sau ești scris așa. Nu. E plin în lumea politică și nu numai în politică, și în culte și peste tot. O zis că toată lumea ești tâlhar. Dar știți ce e trist, oameni buni? Că nici măcar creștinii care promovează și apără drepturile normale, familiile tradiționale, creștinii pe care voi idolatrizați, nici măcar ei nu mai au bunul simț să se gândească, mă, eu îmi pun CV-ul. Dar bă, uite câte minciunăți trecute pe el, n-am cum. N-am cum că, hai să zici că de Dumnezeu uiți, că nu te mai tem de Dumnezeu, știi? Bă, da, mă vede tanti Mărioară, mă vede Badea Vasile, mă vede copilul ăla și îmi vede minciunile mele. Ce o să spun? Voi vă dați seama câte minciuni îți trecute pe CV-ul ăsta, un CV făcut public. Și totuși el ocupă funcții. Și acum se votează ca să fie ales președinte? Bine, nu președintele țării, dar președintele județul Bistrița sau dacă n-am înțeles greșit. Și ci că cu mâini curate votăm sigar tău. Voi vă dați seama cât vă lăudați voi, ăștia care îl votați pe el, cât vă lăudați pe voi înșivă și pe urmă și pe el? Și de fapt voi lăudați niște mâini criminale? De ce sunt mâini criminale? Pentru că o tastat el ca să scrie CV-ul ăsta, o tastat pe Google. Da? Și când tu tastezi minciuni, când tu tipărești minciuni, integritatea ta nu mai există. Ce folos că vă luați cravate și costume? Ce folos? Asta încerc să vă spun și vouă, nu vă mai uitați la masca mea, lăsați halatul, lăsați freză. Voi, adică vouă, ar trebui să vă pese de integritatea omului. Pe mie mi-ar fi foșurul, Doamne și ferești. Păi eu să fac un CV în care să mint în halul ăsta. Nu mi-ar fi ieșit nici dacă mi-aș fi dat silința să mint. Să mă fi obligat eu pe mine să mint atât. Voi înțelegeți că se suprapun foarte multe chestii. Faceți un stop la video. Uitați-vă la pagina asta, uitați-vă la ani și la funcții și la responsabilitățile pe care le-au avut și uitați-vă și la pagina asta și analizați voi. Dacă nu vă place vocea mea, dacă nu vă place cum prezint eu, dacă nu vă place pentru faptul că mai fac greșeli gramaticale, că vai de mine, voi sunteți extraordinar de perfect ce să spun, da? Faceți-o pe cadru, uitați-vă la CV-ul lui sau dacă nu, duceți-vă la referință că o să pun link-ul. Accesați CV-ul și uitați-vă voi. Gândiți-vă voi, dacă voi ați fi în locul lui sau dacă ați fi fost în locul lui, ați fi putut să studiați full-time la o facultate, în același timp să lucrați full-time la alte companii care sunt la o distanță de 2 ore, aproximativ 2 ore, 1 oră 40 de ore. Ați fi putut? Ați fi putut? Și să urcați, să avansați așa de mult în carieră, pe plan profesional? Și în timpul ăsta să mai lucrați, să fiți implicați și politic. Păi înseamnă că tu, băi omule bun, n-ai cum, Robert, n-ai cum să-ți permiți să fii atâta de nesimțit de și tu ești. Se acuz pe cei de la PSD, da, se acord cu tine că-ți furăcești așa, dar și tu ești. That's the thing.
Nu numai pesedistici, nu știu cum, nu, și tu ești. Auzi tu cu ce tonalitate și cu ce atitudine te duci să spui tu și să arunci în PSD că iau bani de la cei care lucrează și dau la cei care nu lucrează, că favorizează nepotismul și așa, când tu de fapt ești în aceeași trocă. Trebuie să știi de trocă, pentru că de trocă se vorbește la Bistrița Năsăud. Știi ce zic? Sunteți în aceeași trocă. În aceeași trocă. Interesant, știi? Interesant. Alții compun melodii. Mai marele președinte al cultului, Nelu Filip, se presupune că sancționează pe cei care se implică în politică și totuși el stă la masă cu ăsta, cu sigartă. Păi normal că stă, mă, că le trebuie pile. Ăștia cu PNL, alții, baptiști, am văzut că unii din ei cu aur, alții cu SOS, alții cu... Te doare capul când vezi. Palegeți-vă ori politica, și numai politica murdară, ori pe Dumnezeu. Sau dacă chiar vreți politică curată, atunci trebuie să știți că vă sacrificați grav. Tu, ca să poți să lucrezi în domeniul ăsta politic și să fii cât de cât curat, cât de cât și tu pe placul Domnului, pe ca și cum deja tu îți sacrifici viața, pentru că riști foarte multe lucruri. Ca tu să fii curat într-o gloată de oameni bătați de tot felul de fapte murdare. Și interesant cum de la învoane acuzați politica când de fapt și voi faceți aceleași lucruri ca în politică. Tu știi cum faci sigartăule? Exact cum se face la voi la biserică și cum fac și alții, nu numai pentică, și ortodoxi și batiști. Arătați înspre alții, știi? Când de fapt voi sunteți mai rău, adică așa ca ei sau mai rău decât ei. Mie nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Deci, cât puteți să fiți nesimțiți, mă, omule, să fie CV-ul făcut public și totuși el să ocupe funcții din astea ca deputat. Și nimeni să nu zică nimeni, să nu zică nimic. Acolo nu inspectează nimeni în România. Bine, nu numai România, în întreaga lume. Unde s-a putut ajunge? Că nu mai poți să ai încredere în nimeni, mă, dar în nimeni. Te apuci tu și faci melodii, dedicații, timofte. Tu, sigartole, ai tupeu să acuzi PSD-ul când de fapt mama cu tata ți-o alimentat atât. Și mai și declar că vin dintr-o familie modestă. Bă, eu am venit dintr-o familie dezastru de modestă. Eu, nu tu. Nu tu. Eu chiar o trebuie să trag pentru ce am. Și chiar am tras foarte mult. Știi ce zic? Chiar am tras foarte mult. Dar tu? Service advisor, executive manager, general manager și de la mașnuțele tale ai ajuns direct la mașnuța guvernului. Și ce faci tu cu banii? Ce faci tu cu banii care se primesc? Îi aloci cui și pentru ce? Că și asta e foarte important. Când voi obțineți fonduri, când voi obțineți milioane de euro, cui îi alocați? Care sunt interesele la mijloc? Care sunt obiectivele? Care sunt scopurile voastre murdare? Ci că cu mâini curate și fără compromis, nu ți-e rușine? Sigartăule, nu ți-e rușine? Doamne, și ferește ce vezi, și încă și penti. Încă și pente, și hai că să-l votăm că e de-a nostru. Păi mai bine nu votez. Și ce că e de-a nostru? Vedeți cum vi se spală ochii? Hai că să-l votăm, hai că e de-a nostru, hai că e penticostal, hai că e mai nu știu cum. Serios? Uitați-vă la CV-ul lui. V-am spus, numai dacă nu-i copilul lui Tarzan și al lui Samson. Că altfel nu-mi explic. Să fii tu student full-time în Cluj, dar în același timp să lucri full-time la Bistrița și să fii promovat atâta de alarmant. Pentru că asta e o promovare alarmantă. Un om fără pile, un om fără relații, nu are cum să avanseze. Așa de significat, nu există, nu avansează așa. Dar nu el, e advisor, după aia un pic de manager, după aia senior și după aia pac, am luat frâiele. Lucrăm în Parlament, lucrăm în guvern, facem parte din PNL. Interesant, mă. Dar v-am spus, cel mai trist e că foarte mulți sunt ca el. Că nu-i singur, nu vreau să spun că e singur, nici vorbă. Foarte mulți. Cu minciunile pe față. Deci, minciunile pe față și voi votați. Dați tătinge. Normal ce ar trebui făcut, toți oamenii care mint în halul ăsta, să nu mai ocupe funcții în guvern. Și dacă asta înseamnă ca guvernul României să rămână numai cu 100 de oameni, cu 100 de oameni. Nu știu câte mii de puturoșenii care sunt plătite de pe bănuții voștri, și de pe fonduri câștigate în Europa, așa mai departe, da? Că sunt mai multe surse de venit.
frate, du-te și lucră. Chiar du-te și lucră ca și service dealer. Du-te și lucră. Dar nu voi mințiți în ultimul hal și totuși ocupați funcții. Halal e integritate. Nici vorbă de integritate. Escroci scrie pe voi. Sunteți dezastru, mă miri cum din vi rușine. Pa cum să vă fie rușine? Că numai vă puneți fundul unul lângă altul, uite-te aici, uite-te aici. Unde ești tu, Șanelu Filii, președintele cultului? Uite-te aici, uite. Dar interesant, mă. Interesant că ar trebui să se sancționeze ei pe ei însăși, dar nu se sancționează. Nu. Ca să vedeți, politica și religia, una și aceeași. Așa că, oameni buni, lăsați voi cultele, mai bine ieșiți din culte, ca să nu le mai dați putere și fiți liberi. Fiți liberi, faceți și voi cum scrie acolo un pic de adevăr în Biblie, că restul e contrafăcută Biblia, oricum de oamenii ăștia. E contrafăcută pentru manipulare și îndoctrinare. Fiți liberi. Dar ce voi când mâncați, aveți voie să vă spună cineva ce mâncați? Nu. Exact așa e și cu viața asta. Dar nu, voi sta să fiți robiți și sclăviți de ei. Și cum puneți manele? Bravo, Timofte, bravo. Pile, oare ce terenuri vă dă după aia? Oare ce vă semnează? Ce contracte? Că aici îi, situația dintre voi, prietenia dintre voi, e win-win, ca la business. Că e vorba despre business oricum. Religie plus politică egal business. La voi așa se merge, câștig-câștig. Că altfel n-are rost să te implici, nu? Bravo! Bravo! Sper că v-o dat sacoșa plină de mici, da? Bravo vouă! Dar cu câtă nerușinare să arezi tu spre stânga, spre PSD, când tu, de fapt, ești în aceeași troc. Mult succes la alegeri, mister. Mult succes. Da, ce să zic. Parcă câteodată o înțeleg pe șoșoacă, dar numai câteodată. Că în rest deja exagerează. Pacea Domnului și fiți pe pace. Fiți pe pace și votați. Votați cu Naomi. Votați cu mine. Stați că încă nu mi-am pregătit afișul. La revedere.